Citim textul pe care noi îl studiem, dar de data aceasta vreau să-l citesc din Primul Testament tradus în limba română. Este Testamentul de la Alba Iulia, scris și tipărit în 1650. Eu sunt foarte bucuros să avem acces acum la aproape la toate traducerile acestea ale Bibliei în limba română și ar trebui să fim mulțumitori lui Dumnezeu că cei care au tradus Biblia pentru prima dată în limba lor au fost englezii, Anglia, și nu mulți ani după aceea și românii și-au tradus Biblia în limba lor. Haideți să auzim cum sună acest testament de la Alba Iulia din 1650. Iar aceasta să știi că în zilele de apoi vor fi vremile iuți. Că vor fi oamenii iubitori pre sine, scumpi, lăudăroși, făloși, blăstămători, neîngăduitori, părinților, neharnici, necurați, fără dragoste, fără pace, hulitori, netreavzi, neblânzi, neiubitori bunilor, vânzători, năpraznici, îngânfați, iubitori mai vârtos dezmerdăciunilor decât pre Dumnezeu, având chipul creștinătății ei, ce putere ai tăgăduiescu și de aceștia te ferește. Până aici, deocamdată, textul este extraordinar și vă îndemn cei care aveți aplicația aceasta, Biblia, e-Biblia, citiți să vedeți ce limbă extraordinară se vorbea în țara pe care, din care noi venim. Să ocupăm locurile. Vreau să vă spun că este extrem de important să avem o atitudine corectă față de Bibliile celorlalți creștini din România. Toți știm că ortodoxii întotdeauna ne-au zis că Biblia noastră nu-i bună, Biblia Cornilescu, că n-are cruce pe ea. În sfârșit, frații s-au prins de șmecherie și au pus cruce pe ea. Totuși, ne-o consideră Biblie incorrectă sau ce știu eu, tradusă greșit. N-aș vrea să cădem în aceeași greșeală. Să știți că toate traducerile ale Bibliei în limba română sunt o comoară pentru limba noastră și pentru credința noastră și ar trebui să vedem și să le citim, să avem respect față de ele, chiar dacă nu le folosim pe toate în închinarea noastră, folosim Biblia Cornilescu. În seara aceasta vom dezbate și vom studia cuvântul acesta neîmblânziți. Cuvântul Domnului spune să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi neîmblânziți. În limba greacă, cuvântul ăsta este foarte interesant. Anemeros înseamnă primitiv, necivilizat, nestăpânit, fioros, sălbatic, nedomesticit. Cuvântul acesta descrie fiara neîmblânzită, fiara sălbatică, fioroasă. Zilele trecute am văzut un documentar despre lupi. Se pare că lupul este unul dintre animalele care nu poate fi domesticit nici într-un fel. El este sălbatic și așa rămâne. Nu poate fi domesticit. Cuvântul acesta n-ar trebui să fie folosit pentru oameni, deloc. Ar trebui să fie folosit pentru fiarele sălbatice, care, așa cum știți, unele se pot domestici. Totuși, cruzimea oamenilor, nu, din vremurile din urmă, fac să merite acest cuvânt pe care îl aplică Biblia oamenilor din vremea din urmă. Dacă ne gândim, istoria este plină de cruzimea oamenilor cu comportament sălbatic, nu? Nedomesticiți. Cunoaștem din istorie pe Hitler, pe Stalin, nu? Ia că avem pe Hamas acum în Orientul Mijlociu. Teroriști care mutilează, torturează, ucid la întâmplare copii în școli, în mall-uri. Citim și auzim la știri un comportament absolut sălbatic. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că evreii nu au publicat
imaginile a ceea ce s-a întâmplat anul trecut în noiembrie, dacă nu greșesc. Octombrie, în octombrie 7. Yeah. Numai oamenii politici acestei lumi au primit imaginile acelea care sunt absolut îngrozitoare. Un comportament absolut sălbatic pe care numai animalele pot să-l aibă. Cineva spunea că astăzi copiii nu mai sunt mustrați de către părinții lor, nu? Când fac acte de cruzime, când înjură, amenință, lovesc, abuzează, atacă, distrug, comit acte de violență, nu? Ba, societatea de astăzi îi laudă și apreciază pe cei de la Black Lives Matter, nu? Vă dați seama ce au făcut oamenii aceștia în America? Au torturat câteva orașe la rând, le-au distrus pentru totdeauna pe unele din ele. Când am fost la o nuntă în Portland, fratele care mă conducea cu mașina zice, hai să-ți arat ceva. Și m-a dus pe o stradă din downtown, din Portland, și zice, știi ce e aici? Era un gard din ăla de vreo 7-8 metri înălțime, uriaș, de metal tot, și poliție care patrula în jurul gardului. Ce e aici? Zice, un magazin, Apple Store. Deci Apple Store a investit într-un gard din ăla uriaș de vreo 7-8 metri înălțime și poliția patrula în incinta aceea să nu fie distrus de cine? De sălbaticii din Portland, nu? Se pare că guvernul din Oregon își dă seama că a făcut o mare greșeală să legalizeze toate drogurile și să adune toți sălbaticii Americii acolo. Cred că și Phoenix-ul va regreta enorm de mult faptul că a legalizat drogurile în orașul ăsta, pentru că vin sălbaticii și populează orașele noastre. De când mi-am instalat un doorbell așa cu cameră acasă, pentru că încep să fiu speriat de vremurile în care noi trăim, primesc din câteva minute în câteva minute știri ce se întâmplă în neighbor-ul meu. Și nu sunt deloc fericit să-mi spună că la mai puțin de o milă de mine cineva a fost jefuit, cineva a fost bătut, cineva a fost amenințat cu moartea. Nu știu, mă gândesc să-mi dau jos ăla, că deja începe să mă îngrozească câte se întâmplă aproape de mine, în neighbor-ul în care eu locuiesc. Nu? Mai bine să nu știi. Dar trăim în mijlocul unor sălbatici pur și simplu. Dicționarul românesc dă o serie de cuvinte. Să știți că sunt foarte multe cuvinte în limba noastră care descriu un asemenea comportament. Nedomesticit, sălbatic, siriap, aprig, aspru, barbar, brutal, câinos. Unii câini sunt de treabă, nu? Da. Câinos, crâncen, crud, crunt, cumplit, feroce, fioros, hain, inuman, necruțător, neiertător, neînduplecat, neîndurat, neîndurător, nemilos, neomenos, neuman, rău, sălbatic, sângeros, violent și așa mai departe. Sunt o groază de cuvinte în limba noastră. Probabil că românii de-a lungul istoriei au avut de-a face cu sălbatici foarte mulți și au găsit câte un termen așa potrivit pentru un nou soi de sălbatici. Haideți să vedem cum traduc Bibliile românești cuvântul ăsta. Eu întotdeauna trec cel puțin 10-20 de Biblii din astea mai vechi să vedem cum a fost tradus, pentru că dacă te uiți la toate, începi să înțelegi mai bine semnificația cuvântului. De exemplu, Biblia din Noua Traducere. Noua Traducere zice sălbatici. E corect, deci neîmblânzit e un animal care n-a fost îmblânzit, nu? Este sălbatici. Biblia Catolică le spune cruzi, oamenii vor fi cruzi. Noul Testament, pe înțelesul tuturor, zice oameni duri plini de cruzime. Acest testament întotdeauna are expresii mult mai elaborate și uneori pitorești. Există și o traducere modernă a Noului Testament unde se folosește cuvântul nemiloși. Omul sălbatic, omul neîmblânzit, e nemilos, nu are milă de nimeni. Noul Testament de la Smirna zice
nedomesticiți, nedomesticiți, nu? Biblia deschisă îi numește brutali, oameni brutali. Biblia de Blaj, de la Blaj, zice nedomestici, nedomestici, tot nedomesticiți, dar este o limbă mai veche. Și Noul Testament de la Belgrad, pe care l-am citit în această seară, spune neblânzi, oameni care nu sunt blânzi, neîmblânziți. Aici vreau să fac o mică paranteză și să vă spun că în fericirile de pe muntea Domnului Iisus Hristos spune ferice de cei blânzi, că ei vor moșteni pământul. Dintr-o dată, practic, ce vrea să spună Domnul Iisus acolo? Ferice de cei care au fost îmblânziți. Animalul ăsta sălbatic, omul, nu? Trebuie îmblânzit. Cine se îmblânzește înseamnă că el ascultă de stăpân, recunoaște pe cineva mai mare decât el. Ferice de cei care recunosc că Dumnezeu conduce lumea și se supun lui Dumnezeu, oamenii ăștia vor moșteni pământul, spune Domnul Iisus. Haideți acum să vedem care sunt caracteristicile oamenilor neîmblânziți. Ce caracterizează pe oameni neîmblânziți? În primul rând, oamenii aceștia au rezistență la conformism. Nu se conformează nici unei reguli. Este un individ care nu se supune ușor regulilor sociale sau așteptărilor convenționale. El își urmează propriile instincte și valori, adesea ignorând sau contestând normele sociale. Păi nu-l interesează ce reguli sunt, el are regula lui. El nu ascultă de niciun fel de regulă. Am avut parte de un coleg din ăsta în România, în armată, la școala de ofițeri. Omul ăsta avea o regulă a vieții sale. Nu asculta niciun fel de comandă a nimănui. Și a reușit să supraviețuiască la perioada de 6 luni de școală de ofițeri. Era de o tenacitate ieșită din comun. Se temeau până și ofițerii de el. Comenta la toată lumea, era foarte deștept și îi punea la punct pe toți. Și nu se temea de nimeni. Țin minte că odată când am ajuns la tragerea cu pistolul, așa, când a ajuns pistolul la el, a întrebat ce se întâmplă dacă el nu nimerește ținta și împușcă pe cineva. Ce a fost? A făcut un apropo la ofițerul care ne conducea. Nu l-au mai lăsat să tragă cu nicio armă din momentul ăla. În al doilea rând, omul acesta neîmblânzit are un sentiment de independență foarte puternică. Omul neîmblânzit este autonom și își asumă responsabilitatea pentru propriile lui acțiuni. El preferă să-și traseze propriul drum în viață și să nu depindă de ceilalți pentru aprobare sau sprijin. Nu are nevoie de nimeni. Nu? Asta este Sinatra, nu? Care cântă I did it my way. Nu? Cântecul preferat a multora dintre tinerii noștri de astăzi, nu? I did it my way. Am făcut-o cum am vrut eu. Asta e virtutea omului sălbatic, neîmblânzit. Nu ascultă de nicio regulă, de nimeni. Este dominat de curiozitate și de aventură. Neîmblânzitul este mereu în căutare de noi experiențe și cunoștințe. El este deschis să exploreze lumea și să-și îmbogățească înțelegerea prin intermediul aventurii și a riscului. Ia orice risc. Libertatea este valoarea sa supremă. Libertatea. Pentru omul neîmblânzit, libertatea este esențială. El respinge orice constrângere sau limită impusă de societate, de legi, de reguli, nu? Și caută să-și trăiască viața într-un mod autentic și neîngrădit de nimeni. Lui să nu-i spui să nu stea unde vrea el, nu? Țin minte că la Chicago aproape am luat bătaie de la cineva pe care am vrut să-l invit mai în față, să nu stea tot în ultima bancă, nu?
Ăștia nu ai voie să le dai niciun fel de sfaturi, ei au regulile lor. Omul acesta respinge domesticirea, nu? Și convenționalismul. Persoana neîmblânzită se opune ideii de a fi domesticit. Să nu-i spui lui, să nu-i dai reguli, domnule, să se încadreze în ceva absolut deloc. El refuză să-și suprime natura sa și să-și restrângă libertatea, nu? În numele conformității sociale, să se bucure de ăialalți, ăialalți să se bucure de prezența lui. Nu, el are ale lui. Este în bună legătură cu natura, îi place natura, nu? Găsește natura un refugiu. Ăsta, dacă îi trebuie, dacă vrea la pescuit sau la vânat, mai ales la vânat, toată pădurea a lui și toți munții sunt ai lui. Scepticism față de instituții și autorități. Să nu audă că unul e mai mare și că ăla are... Nu, el nu ascultă de nimeni, absolut deloc. Și ultima, respinge toate convențiile sociale și toate normele care se impun. Prin definiție, orice regulă el trebuie să o calce, nu? Persoana neîmblânzită nu se supune unor norme sociale sau așteptărilor impulse de cultură sau de societate, nu? Lui să nu-i spui, măi, dar noi românii, uite așa ne îmbrăcăm, el se îmbracă altfel decât noi toți. Lui să nu-i spui nimic pentru că el are alte reguli decât comunitatea în care el locuiește. Haideți să vedem acum cum este folosit cuvântul ăsta în Vechiul Testament și apoi în Noul Testament. Vom trece destul de repede, vă promit să vă las mai repede în seara asta să mergeți acasă. Să vedem cum folosește Vechiul Testament cuvântul ăsta. Dacă citiți în Genesa 16, versetul 11 și 12, sunt niște cuvinte care de fapt sunt profețiile despre destinul lui Ismael. Știți că Avram a vrut să-l ajute pe Dumnezeu, a zis, mă, Dumnezeu a promis că îmi dă un fiu, prietenul meu, văd că nu se poate ține de cuvânt, hai să-l ajutăm pe Domnul. Nu? Și atunci, cu ajutorul nevastă, a luat-o pe Hagar, nu, de soție și l-a făcut pe Ismael. Când noi vrem să-l ajutăm pe Dumnezeu, întotdeauna producem Ismaeli. În loc să așteptăm promisiunea Domnului, care este Isaac, nu? Promisiunea lui Dumnezeu, credem că Dumnezeu are dificultăți și vrem să-L ajutăm. Și întotdeauna când îl ajutăm, producem Ismael. Iată cuvântul profetic despre acest băiat. Îngerul Domnului a zis, iată, acum ești însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Ismael, căci Domnul a auzit mâhnirea ta. El va fi, ascultați, ca un măgar sălbatic printre oameni. Mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui și va locui în fața tuturor fraților lui. Știți cine este Ismael? Este părintele arabilor, părintele musulmanilor de astăzi, care ne urăți pe toți creștinii și pe Israel. Măgarii ăștia sălbatici care produc terorism în toată lumea, care urăsc pe oamenii cărții, cum ne numesc ei pe noi, și pe evrei. Și ținta vieții lor este să ne distrugă, să ne scoată din istorie. El va fi ca un măgar sălbatic, mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor, nu? Și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui. Când citesc cuvintele astea, astea sunt cuvintele lui Dumnezeu care nu trasează doar destinul unui om, ci de multe ori a unor neamuri întregi, a unor popoare întregi. Găsim apoi o rugăciune a psalmistului din Psalmul 43 cu 1, care spune așa, fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina împotriva unui neam nemilos, sălbatic, neîmblânzit. Izbăvește-mă de oamenii plini de vicleșug și de fără de lege.
Iată că psalmistul înțelegea ce pagube enorme produc acești oameni neîmblânziți, acești oameni nemiloși, nu? Și numai Dumnezeu te poate salva de omul nemilos, de omul crud, de omul care este pe urmele tale. El este ca animalul ăla sălbatic care te urmărește până când te sfârșie. Te caută, te urmărește până când se răzbună pe tine. Să te ferească Domnul de un asemenea dușman nemilos și sălbatic care este pe urmele tale. Iată ce spune în Proverbe 12 cu versetul 10, omul milos, neprihănit, se poartă bine și cu vitele și cu animalele. Zice, cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Eu țin minte, din sat erau anumiți oameni de care mi-era frică, pentru că își băteau animalele. Una dintre imaginile mele din copilărie a fost că am văzut pe cineva care a luat o lopată și așa a lovit un cal cu lopata aceea, cred că i-a rupt și răspinării la calul ăla. Oameni lipsiți de milă. Spune Sfânta Scriptură că omul neprihănit, omul pocăit, omul blând, nu? Se poartă bine și cu animalele. În viața mea și a soției mele, Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un mod special cu un animal care ne-a deschis mintea să avem grijă de animale. Un cățel. Ok? De când l-am pierdut, am jelit câțiva ani după aia și acum, în loc de cățelul ăsta, dăm de mâncare în fiecare zi la păsări. Mă costă 20-30 de dolari pe lună, dar cumpăr niște saci de semințe și în fiecare zi îmi vin 60-70 de turturele la masă. Nu? E un lucru extraordinar. Când îl iubești pe Dumnezeu, iubești creația pe care a făcut-o Dumnezeu. Iubești și toate animalele. Și știți că animalele știu că le iubești? Mai ales câinii, care sunt foarte inteligenți. Știu foarte bine că ți-e frică de ei. Și atunci latră pe tine și fugi de nu te vezi. Dar dacă simte că îl iubești, stă și te poți juca cu el. Am fost în România și m-am dus la fratele meu în vizită, am intrat în curte și au venit 3 câini la mine. M-am jucat cu ei, i-am scărpinat, s-au bucurat câinii. Și ăsta avea ochii ca cepele, fratele meu. Zice, ce ai făcut cu ei? Nimica. Păi zice, ăștia au mușcat pe toată lumea care a trecut pe aici. Nu? Au găsit pe cineva care îi iubea și a știut, animalul știe că îl iubești și te respectă, nu? Pe ulița, pe strada la care locuiam în Oradea, o vecină avea o gâscă, un gâscan așa mare, singură, și patrula toată ziua pe stradă și avea treabă cu copiii mei. Mai ales unul care avea o bundiță așa roșie, tot îi spunea, băi, asta crede că tu ești morcov. Îl ataca întotdeauna și ăsta fugea de ea, Doamne, să temea de numai de gâsca aia. Ei, animalele știu că le iubim și le respectăm. Omul nepocăit, omul rău, este fără milă cu ele. Este îngrozitor să vezi cruzimea asta uneori pe stradă, nu? Nemilosul apoi, neîmblânzitul, își tulbură sănătatea trupului, spune Sfânta Scriptură. Iată ce spune Proverbe 11 cu 17. Omul milos își face bine sufletului său, dar omul fără milă își tulbură însuși carnea lui. Omul fără milă își tulbură organismul său. Nu? Ești rău, nu funcționează bine organismul. Ești bun, ești de treabă, ești pocăit, funcționează bine și toate celelalte. Știți că Dumnezeu ne-a făcut să fim buni? Răutatea nu este înscrisă în codul nostru genetic. Întotdeauna când suntem răi, se întâmplă ceva cu noi.
anumite organe cedează, ne îmbolnăvim mai repede. Răutatea nu este înscrisă în codul nostru genetic. N-ar trebui să fim răi. Și nemilosul, spune Sfânta Scriptură, își tulbură propria lui sănătate. Doamne, ai milă și de păsări, și de animale, și de semeni, și mai ales aia care au altă culoare decât tine. Aia care de obicei nu ne plac, nu? Sunt de altă naționalitate, de altă religie. Să nu mai vorbesc de la altă biserică, nu? Am mai zis asta, dar o mai spun încă o dată, pentru că a venit Luigi Mițoi odată la noi la biserică și o soră de la noi a invitat pe o soră de la altă biserică, nu-i spun numele, să vină la noi că vine Luigi Mițoi și asta a zis, mă, să meargă Iisus Hristos la biserica voastră, nu mă duc acolo. Deci, vă dați seama ce dragoste frățească era între bisericile astea, că sora aia nu voia să vină la noi nici dacă venea Iisus Hristos la noi la biserică, nu? Ea se ducea acolo unde nu merge Domnul Iisus. În al cincilea rând, spune Sfânta Scriptură despre Efraim, unul dintre fiii lui Iacov, nu? Da, lui Iosif, da, lui Iosif, practic a fost adoptat ca fiul al lui Iacov pe urmă și a fost una dintre semințiile lui Israel. Spune Sfânta Scriptură că la un moment dat ăsta s-a portat ca un măgar sălbatic. Cine știe ce or fi făcut ăștia de îl etichetează Sfânta Scriptură așa. Că s-a dus în Asiria ca un măgar sălbatic care umble răzleț. Efraim a dat daruri ca să aibă prieteni. Osea 8:9. Iată ce spune apoi Proverbele, capitolul 17, versetele 11 la 13, cel lipsit de milă, neîmblânzitul, va fi pedepsit fără milă. Dumnezeu se va purta cu el fără milă. Știți că noi avem mare nevoie de mila lui Dumnezeu? Și ca să primim mila lui Dumnezeu, am trebuit să fim și noi miloși, nu? El se poartă cu milă, cu cei care sunt miloși. Cel rău nu caută decât răscoală, spune Sfânta Scriptură, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui. Să nu ai de face cu un sălbatic din asta, nu? Celui ce întoarce rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa. Nu-i va părăsi răul casa. Cine răspunde cu rău, binelui care îi se face. Sunt foarte multe versete în Scriptură care abordează subiectul ăsta. Cele mai dese versete sunt acele care vorbesc despre milă sau lipsa de milă în relațiile dintre oameni. Dar haideți să vedem pe scurt și câteva versete din Noul Testament, să vedem ce spune Noul Testament. Apostolul Pavel ne spune că noi ne tragem dintr-un măslin sălbatic, așa? Venim, deci, din neîmblânzita fire pământească. Noi venim dintre neamuri care sunt considerate ca un măslin sălbatic și am fost altoiți, pe urmă, în măslinul bun și sănătos, nu? Al lui Israel. Fiindcă dar, dacă tu care ai fost tăiat dintr-un măslin sălbatic, dintr-un măslin care din fire era sălbatic, ai fost altoit împotriva firii tale, împotriva naturii tale, într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiți ei care sunt ramuri firești în măslinul lor. Vorbește despre evrei. În Romani 11:24. Deci Apostolul Pavel spune, noi toți ne tragem dintr-o rasă neîmblânzită, nu? Dintr-un neam lipsit dintr-un neam sălbatic. Și Dumnezeu a făcut o minune cu noi, ne-a luat din sălbăticia noastră și ne-a altoit în acest măslin bun, nu? Sănătos, care
ne dă de fapt seva să aducem rod bun pentru Domnul. Pavel apoi ilustrează comportamentului omului neîmblânzit în lista faptelor firii pământești, faptele cărnii, nu? Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, vrajbă, ceartă. Asta e comportamentul omului necivilizat, nedomesticit, nu? Mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partid, de pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Deci omul lipsit de maniere, nu? Sălbatic în firea lui, nedomesticit, se poartă așa. Toate lucrurile astea sunt, de fapt, manifestările firii sale pământești, a cărnii pe care îl conduce. În al treilea rând, un alt verset: orice comportament neîmblânzit trebuie să piară dintre credincioși. Ar trebui să nu găsim între credincioși așa ceva. Iată ce spune Efeseni 4:31. Orice amărăciune, orice iuțeală, mânie, orice strigare, nu? Orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Observați toate astea pe rând: amărăciune, iuțeală, mânie, strigare, clevetire, orice fel de răutate, sunt manifestările omului nedomesticit. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Efeseni 4:32 sau 31. Nu, cred că am greșit acolo. În al patrulea rând, creștinul trebuie să se poarte cu dragoste față de aproapele lui. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Practic, Apostolul Pavel spune: poartă-te cu dragoste față de semenul tău. Nu lăsa firea pământească să preia controlul. Nu te purta ca un neîmblânzit, ca un sălbatic, ci poartă-te ca un copil al lui Dumnezeu. În al cincilea rând, comportamentul lipsit de dragoste este echivalent cu cel al neîmblânzitului. Cuvintele acestea sunt foarte tari. Ioan, 1 Ioan 3:15: cine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș nu are viață veșnică rămânând în el. Sunt cuvinte care ar trebui să medităm asupra lor și să ne purtăm cu dragoste și nu cu opusul ei, cu semenii noștri. Și ultimul verset pe care îl discutăm în această seară este din Cartea Apocalipsei 21:8. Cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Practic, neîmblânzitul va ajunge la căldură, va ajunge în focul iadului. În concluzie, vreau să spun numai câteva lucruri foarte pe scurt. Numărul 1. Vremurile din urmă sunt caracterizate prin violență, prin neliniște. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar când urmăresc știrile care sunt la ora actuală în lume, parcă stăm pe un butoi de pulbere. Este atâta neliniște, atâta frică, atâta suspiciune peste tot. Amenințări vin de peste tot.
Putin, după ce a jurat nu știu câte ori acum că e președinte, e grozav, domnule. Mergi la voter numai unul singur și ieși pe primul loc. E fantastic. Și a ieșit pe primul loc și acum a jurat din nou și ne-a amenințat iară cu bombe nucleare pe toată lumea. Nu? Este groaznic să te gândești numai la posibilitatea asta, nu? Ce să mai spun de toată lumea arabă? Și apoi te mai uiți la viitorul acestei țări, nu? La studenții noștri de la marele campusuri universitare, care dintr-o dată au devenit palestinieni, dintr-o dată au devenit arabi, musulmani, l-au îmbrăcat pe Washington, săracul, primul nostru președinte, l-au îmbrăcat cu steagurile Hamasului. E îngrozitor să te gândești că cei care vor conduce mâine America sunt atât de violenți, atât de orbi, atât de încuiați la minte, atât de sălbatici, practic, nu? Și susțin cauza altor sălbatici din această lume. Ce să mă mai spun, dezamăgirea este totală, când și președintele nostru le dă, se pare, câștig de cauză, nu mai dă arme Israelului, cu toate că cu câteva zile în urmă făgăduia ajutor până în pânzele albe pentru Israel. Nu mai știi ce să mai crezi. Există atâta tensiune în lumea noastră care este efectiv caracterizată de violență, de neliniște, de tulburare, peste tot. Domnul Iisus ne spune că un semn al sfârșitului va fi totuși tocmai această neliniște mondială, o tulburare mondială, un fel de sălbătăcire a lumii în care noi ne găsim. Zilele astea am vorbit cu un prieten bun de-al meu care s-a dus în armată și e mai în vârstă un pic și povestea că cel mai cumplit lucru din armată, dincolo de toate suferințele și regulile armate de astăzi, sunt colegii, care toți erau mai tineri, între 18 și 20 și ceva de ani, americani, nu? Crescuți bine în America, zice, efectiv sunt între niște sălbatici. Între niște sălbatici în fiecare zi. Să știți că peste tot e așa. Primul an de studenție la Timișoara a fost un calvar întreg. M-am nimerit printre sălbatici. Locuiam la un cămin studențesc și aveam niște colegi care, domnule, și-au dus de acasă niște șlapi din aia de lemn. Și noaptea pe la 1-2 plecau la baie cu poc, poc. Ce să vă mai spun? O lipsă de respect total față de liniștea celorlalți. Veneau beți acasă, urlau, țipau, dădeau cu ușile. Să trăiești între sălbatici e un lucru îngrozitor. Dar asta este lumea în care noi trăim. Domnul Iisus spunea foarte clar în Matei 24, versetele 6 la 7, veți auzi de războaie, de vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Domnul spune, vremurile din urmă vor fi marcate de această sălbăticire a omului, a omului nedomesticit. În al treilea rând, relațiile dintre oameni sunt caracterizate prin violența astăzi, nu? Eu sunt îngrozit ce produce Hollywood-ul, acum toate filmele Hollywood-ului, nici nu ne mai uităm la ele absolut deloc, am găsit cu soția niște filme de pe vremuri, Highway to Heaven, ne uităm la Highway to Heaven, decât să ne uităm la vreun film american produs actual, care e plin de înjurături. Oamenii de pe stradă nu vorbesc chiar așa urât cum vorbesc ăștia la Hollywood. Rar am auzit aici în America pe cineva înjurând, eu știu, la magazin, pe stradă sau undeva. Nu prea am auzit. De fapt, nici nu umblu eu prea mult
Dar adevărul este că societatea de astăzi vrea să ne spună că ăsta e limbajul, ăsta este comportamentul, nu? Așa se poartă lumea astăzi în societate. Relațiile dintre oameni sunt caracterizate prin violență astăzi și violența este încurajată de politicieni, nu? Credeți că cineva de la Black Lives Matter, care au dat foc la, eu știu, primării și orașe și au devastat magazin, a fost arestat vreodată? Nu. Sau dacă a fost, a fost scos pe ușa aia altă de Soros, care bagă milioane în politicieni și în cei care distrug ordinea socială de astăzi, nu-i așa? Noua generație este astăzi educată într-o cultură a protestului. Copiii din universitățile americane, nu? Pentru că sunt încărcați de cu vinovăția unor păcate mizerabile în care trăiesc, nu? Cineva i-a învățat că poți să-și răscumpere mintea asta plină de remușcări de păcate, condamnând păcatele altora, nu? Și atunci ies în stradă și strigă împotriva Israelului să elibereze pe palestinieni, nu? Dar el trăiește într-o pușcărie a drogurilor, a sexului, a mizeriei în fiecare zi. Și atunci, strigând împotriva păcatelor altuia, psihologii spun că este un fel de a te vindeca pe tine însuți, să uiți de păcatele tale strigând, bă, ce păcate mare au ăia. Nu? Tânăra generație este astăzi într-o cultură a protestului. Ură rasială, religioasă, politică, este inoculată în această nouă generație care crește pentru ziua de mâine. De aceea, ziua de mâine, așa cum spunea Pavel, vor fi vremuri grele, vor fi vremuri cumplite. Sau așa cum spunea Testamentul de la Alba Iulia, vor fi vremuri iuți, usturoaie, usturoi, iute. Vor fi vremuri foarte grele, cum spunea Apostolul Pavel. Haideți să ne rugăm Domnului în această seară să ne dea înțelepciune și putere să supraviețuim în aceste vremuri grele în care noi trăim și mai ales să ne rugăm ca Domnul să ne dea putere să fim buni și să arătăm bunătatea Domnului peste tot unde mergem.